Zeci de elevi ai Liceului Tehnologic Regele Ferdinand I din Timișoara au parte de cele mai moderne echipamente, grație noului atelier deschis în cadrul unei companii care produce componente electrice și electronice. Este spațiul de aplicare a teoriei pe care o învață la școală și, totodată, locul în care învață cu adevărat meseria și unde sunt pregătiți pentru a face pasul spre piața muncii. Trebuie conectate firele aici, aici la doza asta, aici trebuie mai multe conexiuni acolo. Asta trebuie conectat aici cu firele și după aia când apeși pe asta prin becurile. Mi se pare puțin mai greu acum la început până înveți. Pe mine mă ajută cu foarte multe, adică m-am obișnuit cu chestia asta, să lucrez cu fire, chiar dacă eu nu mi-am dorit să ajung aici. Dar până la urmă am observat că eu chiar voi avea un viitor cu această firmă și cu această treabă care ne o dau atât și domnii profesori, cât și șefii care sunt în această firmă. Mi se pare fain. E de viitor. La Timișoara sunt numai puțin de 10 școli cu profil tehnologic, iar una dintre ele demonstrează că bunul parteneriat cu reprezentanții ai mediului economic face ca pe piața muncii să fie integrați an de an tineri bine instruiți. Sunt parteneri cu noi pe învățământ profesional dual încă de 10 ani de zile. Atelierul a fost inaugurat pentru elevii noștri practicanți, pentru a fi în siguranță și nu a fi în firmă alături de muncitori. Deci aici vor face practică alături de traineri instruiți, partea de laborator tehnologic făcând-o cu profesorii în școală. În centrul de pregătire, elevii Liceului Tehnologic Regele Ferdinand I pot manevra robot, se pot folosi de imprimante 3D și fac practică în domenii precum automatizare electronică și altele. Und für uns bei Wechselmeier in Timișoara ist mit heute mit der Eröffnung des Trainingszentrums ein Meilenstein auf diesem Weg, auf dieser Reise erreicht. Noi am pus o piatră de hotar astăzi cu deschiderea acestui centru aici în Wechselmeier. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Reise in die Zukunft sind die Menschen, die Mitarbeiter. Un element foarte important al călătoriei noastre de succes pe viitor sunt oamenii care colaborează cu noi. Um erfolgreich sein zu können, müssen wir in die Menschen investieren. Pentru a avea succes trebuie să investim în oameni. Wir müssen sie befähigen. Trebuie să le dăm capacitatea să fie de succes. Und wir müssen sie involvieren. Și trebuie să îi implicăm. Zeci de elevi fac practică în noul atelier din cadrul companiei timișorene.